Am avut curiozitatea să vedem ce au lăsat în urma lor slătinenii care și-au petrecut ziua de întâi mai în natură. Periplul nostru prin locurile cu tradiție în petrecerea timpului liber începe în pădurea Strehareți. Autoritățile locale au amenajat aici mai multe spații pentru grătare și au amplasat mai multe pubele pentru gunoi. Sute de slătineni înarmați cu mici și bere și cu familia de mână au ales și anul acesta să meargă la iarbă verde și să petreacă așa cum știu mai bine. Micii au sfârit pe grătar, berea a curs râuri, iar muzica ce duduia din boxe a completat tabloul unei petreceri pur românești. Marea surpriză a fost să constatăm că de această dată petrecăreții au curățat și zona, ajutați cei drept și de lucrătorii firmei de salubritate. Așa da, după ce au petrecut la pădure de 1 mai, slătinenii nu și-au mai lăsat gunoaiele în urmă, ca de obicei. Singurele lucruri care au mai rămas cei drept sunt câteva coși de semințe și câteva chiștoace. Însă nu mai este imaginea cu care ne obișnuisem în anii trecuți, peturi și munți de gunoaie. Cei drept și cei de la Societatea de Salubritate au trecut pe aici după ce slătinenii și-au strâns grătarele și au mers acasă. Lăsăm în urmă pădurea Strehareți și mergem pe malul Oltului, o altă locație intens vizitată de slătinenii care au vrut să-și petreacă timpul liber în natură. Și aici am fost plăcut surprins să constatăm că lucrurile stau mult diferit de anul trecut. Dacă în anii anteriori, după fiecare grătăreală de 1 mai, locul arăta ca o adevărată groapă de gunoi, acum natura pare neatinsă de trecerea omului. Sute de slătineni și-au petrecut ziua liberă de 1 mai la iarbă verde. Înarmați cu grătare, mici, bere, dar și cu familia, aceștia au decis să-și petreacă ziua liberă cum nu se putea mai bine. Pădurea de pe malul Oltului a fost neîncăpătoare pentru sutele de slătineni care au decis să-și petreacă ziua chiar aici. Grătarele au sfârâit, s-au mâncat mii de mici, însă, în urma slătinenilor, ca niciodată, nu a rămas nimic. Se pare că pentru prima dată în mulți ani, spiritul civic al slătinenilor a funcționat cum nu se poate mai bine. Singurele lucruri care au rămas în urmă și care atestă trecerea slătinenilor pe aici sunt câțiva cărbuni în urma grătarelor. Oazele de verdeață din jurul Slatinei au scăpat încă o dată nevătămate. Pentru prima oară în ultimul timp, slătinenii pare că și-au învățat lecția. Sau cel puțin încearcă să facă lucrurile cum trebuie. Cei drept nu chiar toți și-au strâns gunoaiele, însă primul pas spre normalitate a fost făcut. Astăzi, cele două locații au fost curățate de lucrătorii firmei de salubritate, însă au avut mult mai puțin de muncă decât se așteptau.